Perioada de izolare și tot anul acesta în care am fost captivi într-un fel sau altul din cauza pandemiei ne-a afectat pe toți. Pe unii mai mult, pe alții mai puțin, dar nimeni nu poate spune că nu a trecut prin ea cel puțin un pic șifonat. Vreau să vă spun că această confesiune vine la inițiativa celor de la UNICEF, care insistă totuși să conștientizeze oamenii importanța sănătății mentale în tot acest context al pandemiei care ne-a bulversat pe toți. Important este să fim bine cu noi pentru a putea merge înainte încrezători și optimiști. Cred că optimismul este foarte important pentru oameni. Să vă spun ce a însemnat pentru noi pandemia. O perioadă de incertitudine în prima parte a ei, pentru că nu știam cum ne vor fi afectate viața, activitățile zilnice, business-ul, cum vor merge proiectele în perioada incertă pe care o traversa absolut toată lumea, cum voi mai putea întreține familia. Și a fost o perioadă dificilă în primele luni de pandemie, într-adevăr, dar pentru că noi ca familie suntem focusați mereu pe soluții, ne-am gândit să luăm partea bună din tot ceea ce ni se întâmplă, să petrecem mai mult timp împreună, să ne conectăm și mai tare, să sudăm relația dintre noi și copii mai mult, chiar dacă noi suntem foarte apropiați și foarte conștienți de puterea noastră ca un tot unitar în general. Am cântat mult alături de copii, am dansat, am desenat, am filmat diverse lucruri și am făcut din meseria noastră de creatori de conținut pe zona de ecologie, acte caritabile și responsabilitate socială în general, o bucurie și mai mare. Dar eu nu am putut să stau cu mâinile în sân și am simțit totuși să plec de acasă și să ajut. Am creat o campanie umanitară numită Ne-am adunat și am plecat prin țară ca să ajut cu alimente 2000 de familii din medii defavorizate. M-am protejat, am avut grijă de mine și am fost extrem de precaut. Am vrut totodată să le dau un exemplu pozitiv copiilor mei și cred că mi-a reușit. Știu că multe familii au avut de suferit, că multe cupluri s-au destrămat, că a existat multă instabilitate pe plan personal, în cazul multora, instabilitate și pe plan profesional, dar în relația mea cu copiii lucrurile au fost bine, pentru că noi am reușit să ne sudăm și mai tare. Sigur, a fost un an greu și pentru noi din punct de vedere emoțional, mai ales fiindcă a trebuit să ne ocupăm singuri de absolut tot ceea ce a însemnat business-ul nostru, de creșterea copiilor, de casa în care abia ce ne mutasem și pe care încă o construim, dar vă spun să vă păstrați optimismul, să vă luați energia pozitivă din iubirea celor dragi, să fiți deschiși și mai ales la ideea de reinventare și să țineți minte că nicio situație nu durează la nesfârșit, nici măcar această pandemie. Aveți grijă de voi și de toți cei dragi vouă. Mai multe detalii despre sănătatea mentală, relatate și de specialiști, găsiți pe site-ul UNICEF.